Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Mai bun, astăzi ne jucăm un joc de tipul Tower Defense, pentru că mie îmi plac jocurile de acest gen. Știți că am mai făcut video în trecut cu Element TD, cu ce mai jucați noi, cu Bloons TD6, pe stream-uri ne-am jucat și TD-urile de pe Warcraft 3. Iar acum avem un alt fel de Tower Defense numit Axon Uprising, care e un Tower Defense 3D destul de interesant, care pare făinuț. Așa că o să dăm un quick play normal să vedem care se treaba. O să ne punem pe harta, cred că Isolation. N-am absolut nicio idee cum se joacă jocul ăsta. Cred că astea sunt turnurile disponibile, așa că nu știu, trebuie să aleg să adaug ceva aici. Oh my god, nu zic că trebuie să aleg. Hai că ne descurcăm de băi. Mă, trebuie să adaug aici chestii, eu n-am știut. Compound rounds, nuclear, ok. EMP Gatling, nu știu, punem și noi niște chestii care arată drăguț pe aici și vedem ce iese. World Engine, ok, cred că suntem bine, hai să vedem ce reușim să facem totuși. Oh, wow! Oh, vezi că se arată drăguțel, deci inamicii mei vin din partea asta, o iau pe ei, se duc pe partea asta altă bună aici, bun. Astea unde se pot așeza, deci doar pe negru sau power check, cred că, nu, invalid build point. Nani? Nu le pot să-i pun. Alo? A, dacă pun aici blochez drumul. Wait, nu! Și poți să-i upgradezi. Oh, ok, câtă de la mai am? Bun. Wave 1 incoming, nu știu dacă ajunge asta să facă, nu face nimic. Cum dai delete oare la ceva? Sau? Ajuns ăsta, ajuns ăla e, hai că ajunge așa un pic. Cred că așa, poți să dai cell tower. Add tile, blockers. Na, restart. Acum știu cum se joacă jocul, ho. Am prins ideea. Ăsta e planul, boom. Am luat ceva de acolo. Blast cannon, stai de foarte aproape. Bun. Acum suntem Gucci. Acum clar ne descurcăm. Câte puncte mai am? Unde văd punctele? Sunt orb. A, gata, aici sus le-am văzut. Sunt banii. Și nu scrie cât costă. Ba da, 50 de dolari, 70. A, și putem adăuga mai multe. Bă, stai așa că e nevoie. Stai așa. Să punem o leacă de defensivă mai practică. Mamă, stai așa că e cam răuț cu ăștia ai mei. Deci ăsta e un fel de shotgun aici, care dă bine. A, nu cred că reușim să facem o treabă cu ăsta așa sau? Ba da, reușim. Bun, hai că am făcut aici o treabă. Perfect wave. N-avem de ăsta ceva aici. Pică reward. Vreau bani. Vreau bănuți. Plasma vent trap. Punem aici o capcană. Să avem 60 de dolari. Mai putem pune o capcană. Mai pune o capcană și aici. Habar n-am ce face chestia aia, dar o să aflăm. Ok, începe să-mi placă. Începe să-mi placă, boys. E bine. Încep să mă prins și știu care-i treaba. Wave multiplier. Ăsta ce sunt pe aici. Mi se n-apăs pe aia să facă vreo treabă. Ok, chestia aia doar dă damage din ce văd. Cam așa pare. Oh, și este o leacă mai puternici. Sunt niște inamici dubioși. Oh, nice, mamă, dar părlește capcana aia, nu glumă. Știa să mai pun o de asta și aici, de formă. Mamă, nu generăm bani. Nu mai se generează banii, ce se întâmplă? Mai că trebuie să vedem cum generăm de ăsta, passive power. A, 15 wave și după aia îți alegi ce vrei să upgradezi. Am înțeles, perfect wave, ce vreau să aleg de aici? Credit to build tower and traps. Avem 75. EMP, rapid fire deals low, implies EMP short duration. Mă, nu știu ce vrea să fie ăsta, dar... funcționează, hai să vedem ce zice și tureta asta nouă. Zdem cât de tare poți să joci. Mamă, fii atât de detaliat e jocul. Bă, băiatule. Hai că se trage pe aici să faci o treabă. Acolo, la capcane e ce trebuie. Da, trebuie să pun un rând ăsta de capcane pe aici. Să mă asigur că îi incinerez pe băieții mei de binele. Ca să nu mai aibă nicio șansă. Asta când ne costă un upgrade. Gantling, U3. Mini stun. Attack rate reduce, attack bounce to nearby target. Asta sună fain. Sau pe ăștia. Atacul. Stai, 100 oare e maximul de bani? Nu cred că e 100 maxim de bani. Poți să ieși peste 100 de bani, nu? Nu, că poți, uite că am stat acolo. Ce să stea?
Add new tile grid. Upgrade tower, cost. Active tax. Oh, da, uite că ne costă mai puțin acum. Hai să dăm asta cu bounce-ul. Ok, link blaster. Oh! Oh, ăsta ar putea să dea bine pe aici. Sau așa. Așa că nu pot să pun acolo, știi? Stai, sell, add tile. Ok, interesant ce a fost acolo, n-am să vă mint. Ok, cred că funcționează așa, zic eu. Mai am bani de o capcană, hai să punem încă o capcană. Dă-i. Ar trebui să pun niște chestii și la început, doar ca să dea niște damage. Că simt că s-ar putea să n-avem unde ajuns damage. Ok, chestia asta rezistă. Asta ce e? World Engine, pentru că e mic shockwave, ne-ar trebui și aia. Mamă, ăștia super rezistenți, sunt atenți aici. Da, noroc cu capcanele aia puse acolo. Noroc cu ele. Bă, stai mă cu ăștia. Bă, ăștia vezi că s-ar putea să treacă. Noroc cu capcanele, ce vă zic? N-avem destule resurse, cum avem. Noroc că trag ăștia. Ăsta cu shotgun, ăsta face o treabă bună. Mai trebuie să punem unul aici, vă zic eu, că aia o să fie perfect. Și pe ăla ar trebui să-l upgradăm. Bă, practic ce ăsta? Oh, upgrade towers, bă, ne-ar trebui de ăsta de upgrade. Ne punem unul de ăsta aici. Cât mă costă pentru upgrade? 22. Ce am obținut? Apply stacking debuff that lasts indefinitely on a target explodes on death. Attack slows axon short duration. Sună bine aia, alt increase AOE for every other glass cannon you have towers deal increased damage. Asta sună foarte bine. Aia sună foarte bine. Altceva nu cred că avem ce să punem pe aici. Ce-s ăsta? Blocker. Mm-mm. Avem nuclear, avem chestii, nu ne interesează. Avem și... Ah, avem abilități pe care le putem folosi, știi? Temporary deploy... towers ignore shields. Mmm, it's a shock with deal damage to all in range. Yeah. Vreau să văd de asta. Oh, mi se nu... Stai, ce face? Ah, emits... taurul de emitere de ceva. Aaaa, mamă, ne-a rupt. Ok, pericol maxim, boys. Au shield-uri, mă. Au shield-uri, n-am ce să le fac. O să ne luăm un pic de damage, auci. Au scuturi, n-am ce să fac în privința asta. Scuturile alea facă toți banii. Se trage foarte încet. Și capcanele astea ar trebui să mă uit să văd ce avem aici. Ce să stea? Overload, cost, mai dăm de-astea de upgrade. Ok, hai să facem ăsta la alt care dă increase AOE. Gravity trap generate slows. Ok, hai să dăm slow aici la ăștia ca să fiu sigur de o treabă. Și cred că undeva inertia. Avem destul? Ok, hai să punem ăsta. Oh, ăsta împinge cumva. Doar îi deviază puțin pe treabă. Perfect, punem și ăla acolo. Ce muzică chill pentru altceva. Active text. Sunt pasivele pe care le avem. Ok, dă-i așa că altceva nu avem ce să punem. N-avem bani de upgrade-uri. A, nu dă, mama, de bea dacă dă damage. Ce ai, vere. Ai, crește damage-ul cu fiecare atac. Ok, am dat alea de gravitație acolo să încetinească treaba. Mamă, dar fii atent. Vai, dau scuturi imense, bă. Trebuie să căutăm ceva contra scuturilor. Vă zic eu, ne trebuie ceva clar contra scuturilor. Că nu e deloc ok. De scuturile ne cauzează o tonă de probleme. Deci trebuie să mă uit la una de asta care să afecteze scuturile. N-avem, deci numai asta e așa. Dar nu, n-avem de scuturi. Stare ceva de scuturi, anti-scuturi, increase the range, gain damage, bonus, consecutive attacks, slows, resetting on switch, when it kills, așa generate power, half așa prioritize to the weak. Deci n-avea nimica pentru shield-uri, asta era că cam aiurea, mai dăm niște de-astea așa. Hai să dăm pe ăsta așa cu stacking. Ce avem împotriva scuturilor? Cred că astea de EMP ar fi trebuit să fie avut aici ceva. Oh, right click for more info. Mini stun. No. Asta mi-ar trebui ceva care să distrugă World Tower-ul ăsta. Oh, mamă, are range.
Asta mai degrabă îl pun aici, că acoperă mai mult. Ok, cred că ne descurcăm cât de cât. 7 wave-uri din 12. Mamă, cât scut au ăștia, mă. Dar bine, sper că nu ăla-i scutul mare și important. A, nu, mai au un scut. Ce naiba, mă, mai au... Aoleu, 5.000 de scuturi și ăștia. Să dă ăsta niște buff-uri de chestii pe capul lor. Mamă, deci fii atent că ne rup ăștia. Da, cred că mai trebuie un gravity trap aici, să mai sigur că facem o treabă. N-avem damage destul. Aia. Nu putem să-i batem! A, trebuie să dau cu aia, că nu se poate. Pune o capcană aici. Mamă, ne-a luat. O, vedeți că e greu. Dacă nu cunoști turnurile și nu știi ce merge, e cam greu până te prinzi. De-aia mi-aș plăcut probabil quick mode-ul, dacă era o chestie de-aia unde să... O, cooldowns, nu sunt rău. Unde să poți să iei mai ușor anumite chestii. În sensul să poți să testezi mai bine lucrurile. Ok, asta o să punem aici mai multe de-astea, așa, să fiu sigur că dăm niște damage de început, să iasă treaba. Ok, ce avem aici? Triggering when action approaches, if an action dies in short time after passing the trap, drops the gravity field on the ground on a plane lesser slow. Nu, trebuie ceva care să dea contra shield-urilor. Increase the damage in range of firing arc, all action the range. Prelegate fire is rapid twice, remove extra stacks of shield per hit. Asta sună bine. Scoatem shield-uri. Ok, acum cred că ar trebui să fie ceva mai practic decât scoatem stack-uri de shield, scoatem chestii. Ar trebui să se ocupe. Da, mai are un fel de cooldown shield sau ceva. Aia iarăși o problemă. Și aici la final ne trebuie iarăși ceva pus. Clar nu mai trebuie un turn la final aici care să țină puțin lucrurile pe loc și să facă o treabă și să cauzeze damage-ul. Mama. Da, s-ar putea să murim runda asta, boys. Din păcate n-am unde ajuns damage, deși am 5.000 de turete acolo, știi? Să zici că ai putea să faci o treabă. Din nou, dăm cu ce avem. Dragă, stai prea încet, mă. Gen, mult prea încet. Și ne ajungem aici să rezolvăm. Ar trebui să pun niște blocare. Tower credit cost. Hai să ne luăm de niște upgrade-uri. Ok. Cred că aici ar trebui să pun ceva. Increase the range, gain bonus consecutive. Da, mă, sună bine asta așa. Asta cum îl folosești? A, nu poți să pui să blochezi. Nu, ai altceva. Mai am bani de vreo de asta EMP Gatling Disabling Abilities. Bă, și asta mai trebuie ca să-i dăm disable abilități la ăștia mei. Ok. We got this. Cred și sper. Fac acolo loc să mai pot adăuga un turn dacă e după. Ce avem ăsta? Da, deci bar albastră nu e shield, e un fel de... e disable-ul. E disable-ul, am înțeles. Da, mult mai bine așa. Mai putem lucra și noi cu o treabă. Și aici poți să pui un dăsta așa să rupă la... Hai că am făcut o treabă dacă e. M-am uitat pe ăla! Oh my god. Mamă, n-avem nicio șansă, ești nebun. Vai de mine și de... A murit. Ne-am dus. Nu mai avem nicio șansă. Fuck. Ok. Hey, drăguț joc, though. Drăguț joc, chiar îmi place. Trebuie să văd dacă ai vreun mod. Ai... Campania ce e? Campania mă gândesc că e pur și simplu hartă și toate. Oh, shit. Poveste. Ok, bun venit acolo, nu știu ce. Asta este nava noastră. Patricia, noi suntem Patricia. Ok, sperăm că jobul ăsta e mai bun decât celălalt. Că n-am observat că avem și toate diversele hărți pe care le avem în joc și toate alea. Dau click-uri ca să mișcă puțin mai repede. We have target locked. Ok, s-a pușcat racheta. Ne-a dat pe noi, ne-a rezolvat, too late. Ne-a pușcat, m-am zis că ne-a dat la comicul cu Dune. Ok, am supraviețuit măcar atâta.
Incoming hostile și de aici cred că învățăm să ne facem ne facem noi defensivele să ne apărăm de ăștia. Da, mă așteptam la un mod de ălalt normal de joc, uite gen cum e campania asta. Ok, și asta e locația noastră pe care noi putem să o folosim. Lasă-mă cu ăstea că știu deja. De-aia ne-am jucat. Deci ei vin de acolo. Clar, trebuie să punem un set ăsta proximity miner, să avem pe aici, să fim siguri că îi duduim. Mai am bani de un shotgunescu pe aici. Mi-ar fi plăcut să-l pun undeva într-un colț. Într-un colț cred că ar fi lovit mai mulți indivizi gen aici, dar nu pot să construiesc aici. Așa că e ok, facem strânsoarea creierilor aici. Oh, asta e aia de viteză, nice. Bun. Nici măcar n-au cum să se apropie de bombiță. Mamă, și asta e de aia de trebuie să aștept să-și dea reload-ul. Ok, clar aici o să punem de-astea mai multe, mă gândesc. Că ar fi puțin mai semi-practic. Dă-i. Punem și eu în altă bombă pe aici. Dă-mi iară cu viteză. Da, cu shotgun-ul cred că facem o treabă. Dar cred că bombele le puteam mai în spate să fie. Mamă, nu lăsa să scape! Încă o de asta aici. Pick up reward. Mai putem face... A, să mai putem construi pe aici niște plachete. Atât. Încă nu putem să dăm upgrade-uri și nici nu le avem disponibile. A, deci space de mai multe ori și asta rezolvă tot. Da, mai multe shotgun-e de alea rezolvă treaba bine pe aici. Și pe aia mai poți să pui o turetă jos care să zici că apără ceva. Gen, poți să pune și aici. Să fiu sigur, din caz din scapă vreo unul. Nu mai vreau tile-uri de alea, ci vreau încă de asta aici. Și nu mai am momentan bani să mai pun încă una. Și ne pun una și pe colț. Shotgun-ul ăla dă foarte mult. Ne rezolvă super bine totul. Nice. Încă un shotgun pe colț. Dăm banii și shotgun pe colț. N-avem încă upgrade-uri, așa că putem pune un pulsar pe aici. Gata. Am că ne descurcăm de aia. Asta e mult mai simplu. Acum că avem gândirea de TD-uri, gata, s-a terminat. Uite, s-a răspunut și bomba. Vai, dar ce de viață. Ăsta s-ar putea să-mi scape și să-mi dea damage. N-am ce să fac. Oh, well, hi. What the hell was that? Da, ne-au lovit, nu mai contează. Era mult prea puternic ăla. Hai că de acum putem să dăm upgrade-uri. Ah, trei nivelul. Nice. Superb. Și de aici te duci de pe hartă pe hartă să-ți vezi ce poți să refaci. Oh, am spent tech 3. Ah, uite, starting credits. Bum, și ai luat credite mai multe. Bă, faină jocul ăsta numit Taxon Boys. Probabil o să joc pe stream-uri, că știu că acolo vă cam place când ne jucăm noi TD-uri, mai ales că putem pune pariuri de puncte de la de pe chat și toate nebunile de genul ăsta. Dar dacă vi se pare interesant, boys, și vreți să încercați jocul, găsiți pe Steam, deci este destul de accesibil dacă se mă întrebați. Bine, aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!